Salut! Astăzi o să vă arăt ce s-a schimbat în vizionarea reclamelor pe platforma OJO. Aici vreau să vă arăt că sunt înscriși deja 3.502.638 de persoane și aici sunt reclamele vizionate. Dacă se observă, se văd și în direct aici cum se mișcă, da? Deci ne logăm. Aici ne trecem surname-ul, parola și aici nu tastăm cu tastatura pentru că nu merge, tastăm manual. Dăm codul CAPTCHA 13 S Y Q. Ne logăm. Pare că n-am bătut codul CAPTCHA cum trebuie. Încercăm o dată. Da, ne-am logat. Ne ducem aici. Da? Deci, apropo, a apărut o reclamă. Dacă avem pagina dată de aici, din setări, dacă avem pagina la 100%, observați că nu putem închide această reclamă. Da? Atunci ne ducem aici la setări. Și mai micșorăm, mai 90 sau mai mică, 90 la mine e de ajuns. Și închidem de aici, da? Deci aici la vizionat reclame, pai to click. Și acum să vă arăt că prima dată nici eu nu înțelesesem și am înțeles și acum vreau să vă arăt și dumneavoastră ce s-a schimbat. Se apasă, nu mai apare niciun pătrățel, nimic, ca se deschide direct o altă pagină. Încarcă, începe cronometru, vedeți? Da? E, și acum nu ne mai dă să închidem pagina. Apare un desen care arată și aici. Punem mouse-ul aici pe punctuleț, clic stânga, ținem apăsat și tragem exact după desen. Vedeți? Îl fac mai pe lângă să vedeți, da? Luăm mouse-ul și abia acum apare close window. Să închidem fereastra. Părăsesc această pagină. Mai arăt o dată. Deci altă reclamă pe care o vizionăm. Aceasta e de 30 secunde, să iau una mai scurtă. Aceasta de 5 secunde. Îmi clic pe ea. S-a deschis. Apare cronometru. Aici. Să se încarce. Vedeți cum scade? 2, 1, 0. Și apare un desen, clic stânga pe mouse și mergem după desen. Da? Desenul și noi același desen. Cum am luat degetul, cum apare, să închidem. Da? Asta este tot, vă mulțumesc, ne vedem la următorul videoclip.